Autoritățile plănuiesc reguli mai stricte pentru străinii care vor să-și obțină cetățenia română. Aceștia vor fi nevoiți să îndeplinească o serie de noi condiții de la 1 septembrie. Totul pentru creșterea nivelului de securitate al documentelor ce dovedesc această calitate. Cei care vor primi răspuns favorabil vor primi un card special. Dar, cu toate datele, vine acum colega mea, Marina Filimon. Bună dimineața, Marina, te ascultăm! Bună dimineața, da, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, vedem că cetățenia română vine la pachet cu un card special. Astfel vorbim despre reguli și condiții mai stricte pentru cetățenii străini, cetățenii care își doresc pașaport cetățenie românească, astfel că de la 1 septembrie regulile se schimbă și în așa măsură încât cei care își doresc un domiciliu în străinătate să-l poată obține, însă printr-un card special care nu face altceva decât să sporească gradul de încredere, siguranța, dar și originalitatea documentelor personale pe care aceștia le au. În același timp, vedem că începând de la 1 septembrie, li se va acorda cardul de cetățenie pentru a putea să se stabilească în străinătate, în contextul în care aceștia ar trebui să menționeze, mai exact persoanele care locuiesc în străinătate, de la 1 septembrie ar trebui să menționeze că își doresc și cetățenie română, cetățenie care va veni prin acel card personalizat despre care vă vorbeam. Practic, Ministerul Afacerilor Externe încearcă prin această măsură să crească cu mult gradul de siguranță și de originalitate al documentelor noastre personale.